De ce ținută interesantă ai? Chiar la sacoul tău mă uitam. Cât timp ți-a luat să-l alegi? Am avut stilist care mi-a ales ținuta. Vă zic sincer că am venit pe fugă dintr-o vacanță cu familia și de-abia am apucat să-mi fac ținutele, așa că am apelat la stilistul nostru cu care lucrăm de obicei. M-au așteptat acasă câteva variante și asta a fost cea câștigătoare. Mă bucur că vă place. E design românesc, ca de fiecare dată. De regulă te asortez cu roc? Am văzut că și el este destul de modern, ca mami. Acum nu este cazul evenimentului, deja în Cluj, dar ne place și varianta asta câteodată în vacanță sau când avem vreme, da, e o variantă drăguță și pentru poze să avem ținute asortate. Cât de mult te-a schimbat viața de mămică? E, foarte mult, îți dai seama. Mai ai același timp pentru activitățile tale? Băi, să știi că îl am, pentru că avem și ajutor. Avem o bonă care ne ajută și avem bunicii care ne ajută și ei foarte mult. Am simțit să-mi păstrez și zona de business și zona de carieră și așa mai departe, deci nu am luat acei 2 ani de stat acasă neapărat, am lucrat destul de vreme. Însă da, consider că am timp pentru mine și îmi fac timp atunci când sunt cu el, prefer să fiu doar cu el, să nu fiu distrasă de alte lucruri și atunci când sunt la job, cum e în seara asta, la fel, prefer să nu mă gândesc neapărat în ghilimele că am copil acasă, că sunt lucruri care mă distrag. Am primit o poză înainte de eveniment cu el și deja mi s-a făcut dor și nu-l văzusem de 12 ore, adică mi se pare că nu e normal așa ceva. Deci grijile de mămică tot te apasă atunci când nu ești lângă el o zi, două, trei. Cred că cu toate mamele știu să spună lucrul ăsta. Din momentul în care copilul s-a născut, clar, în fiecare zi îți vei face grijă într-o direcție sau în alta și te gândești la el în fiecare moment. Uite, acum rog, tocmai am plinit 2 ani în septembrie și mi se pare că a fost așa hell of a journey, ca să spun așa, chiar a fost o călătorie intensă. A durat 2 ani să revin, însă cred că sunt într-o formă mai bună decât eram înainte să am copil. Sală, bineînțeles, grijă la alimentație și și acest du-te vino, foarte mult du-te vino, Cluj, București, evenimente, plecări, tot acest tumult de lucruri care se întâmplă în viața noastră a contribuit și ăsta cumva la revenirea în formă. Dar cel mai important lucru a fost cu 100% faptul că am fost, cred că în primul an am fost doar eu cu el fără bonă și alte ajutoare așa intense și am avut în continuu de făcut lucruri și asta te ajută să-ți revii. După care am revenit încet încet și cu sala și o alimentație mai healthy, pentru că la început soacra s-a ocupat de mine să am tot ce-mi trebuie, tot ce-mi poftește inima. Cred că în ultima vreme am preferat să nu dăm foarte mulți bani pe genți, pe pantofi, pe haine și așa mai departe, ci mai degrabă pe experiențe și pe a reinvesti în zona de business. Cât de mult contează pentru tine eticheta unui produs? Fie că este haină, fie că este geantă, fie că este încălțăminte? Le privim din două perspective, știu ce m-ai întrebat tu. Cred că cele mai importante itemuri din garderobă sunt de fapt gențile, pantofii și accesoriile și acolo într-adevăr cred că e de indicat să investim atunci când putem și sunt, mai ales că sunt obiecte care dacă sunt bine îngrijite le poți și lăsa moștenire, iar celelalte haine cred că ar trebui să investești în materiale de calitate, dar să nu sărim calul la sume foarte exorbitante.